ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok și, bineînțeles, pe pagina noastră de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră zi de zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi cultura și tradiția noastră, pentru că sunt extrem de importante, sau cel puțin așa ar trebui să fie, pentru fiecare dintre noi, indiferent din ce generație facem parte. Până la urmă sunt rădăcinile noastre pe care trebuie să le cunoaștem și cu atât mai mult trebuie să le ducem mai departe. Și cumva ar trebui să și profităm de acești oameni care încă ne mai pot învăța, încă ne mai pot arăta ceea ce înseamnă dansul nostru, tradițiile, portul nostru popular și nu numai. Cei mai în măsură să ne spună și să ne explice și nouă, dar mai ales dumneavoastră celor care ne urmăriți, ce înseamnă acest domeniu, sunt cei de la Centrul de Artă, de Cultură și Artă al județului Hunedoara, iar cel care coordonează această instituție este astăzi alături de noi și vine să ne povestească mai multe despre cea mai recentă, aș spune, deplasare pe care au avut-o peste Prut de data aceasta. Alături de mine astăzi este domnul Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Sărbătoarea, bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Ați început luna martie, mărțișorul, așa puțin diferit, să spunem, pentru că ați fost plecați. A fost o experiență la fel ca toate celelalte, probabil, care v-a adus așa probabil multă emoție și mulți artiști, multe aplauze, pentru că o să vedeți pe parcursul acestei emisiuni și care a fost atmosfera din Republica Moldova și cum ne-au primit frații noștri de peste Prut, cum ne-au primit artiștii. Și pe parcursul acestei emisiuni o să dezvoltăm acest subiect și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți, pentru că această prietenie, să spunem, între județul Hunedoara și Republica Moldova, în special în zona Strășeni, sper că nu greșesc, este de câțiva ani, din 2019 mai exact, ne leagă această prietenie, să spunem, care este cumva și fructificată și cum se poate mai bine decât prin artă și cultură, nu? Și așa, tradiții, bineînțeles. Așa este, între Consiliul Județean Hunedoara și Raionul Strășeni, pentru că ei au raioane, există un parteneriat de colaborare, un act de înfrățire semnat, cum spuneați, în urmă cu câțiva ani. Ori aceste parteneriate, să știți că nu sunt doar niște simple foi semnate de conducătorii acestor zone. Aceste parteneriate au incluse în desfășurător pe lângă aspectele culturale, care ocupă un segment important, sunt și alte categorii de schimburi despre care eu nu pot să vorbesc pentru că nu sunt specialist. Sunt probabil schimburi economice, sunt schimburi și avantaje reciproce pentru ambele, cele două părți, Hunedoara și Strășeni. Eu o să mă refer doar la partea aceasta culturală de colaborare. Într-adevăr, 1 martie, vineri 1 martie, ne-a găsit la Strășeni, un oraș la 16 km de Chișinău, un oraș cu aproximativ 20.000 de locuitori, într-o zonă frumoasă, o zonă centrală a Republicii Moldova, unde oamenii de acolo, la 1 martie, deci pentru cei de acolo, 1 martie are o semnificație aparte. Cei de peste Prut au anumite obiceiuri legate de... și este interesant să vezi aceste lucruri pe viu acolo. Sunt elemente pe care le avem în comun din acest punct de vedere? Sunt și elemente pe care le avem în comun. Am observat însă că ei acordă mult mai mare importanță venirii primăverii, de fapt. Trăiesc mult mai intens această perioadă când primăvara de fapt înseamnă renaștere. Și nu că ar avea un trai mai liniștit decât al nostru. Absolut și deloc. Mai ales acum în contextul actual, dar iată că reușesc cumva să își păstreze acest entuziasm al venirii primăverii. Și sunt de admirat acei oameni pentru că au problemele pe care le au, dar cu toate acestea acordă foarte mare atenție și sunt convins că și dumneavoastră și telespectatorii au urmărit de-a lungul anilor ce formații bune au, cât de bine se pregătesc, vorbim de domeniul artistic, au o școală de muzică extraordinară, de bună, au coreografii extraordinare.
Vreau să vă spun că sunt, deși orășele mici, au foarte multe clase de dans, de instrument. Am văzut copii de la 4-5 anișori până la oameni în etate care participă cu bucurie și cu foarte mare entuziasm la astfel de manifestări. Deși iată, cumva, actul artistic poate fi un pansament în vremuri pe care ei le trăiesc în aceste în această perioadă. Impresionează prin atenția pe care o acordă tradițiilor care sunt, într-adevăr, transmise din generație în generație în acea parte de lume, Republica Moldova. Revin și spun, ansamblul profesionist Drăgan Muntean a fost invitat în baza acestui parteneriat cu proiectul Cântec de Primăvară. Proiectul lor se numește Mărțișor, deci proiectul mare, în care Cântec de Primăvară al ansamblului nostru a ocupat o jumătate din evenimentul de acolo. O sală plină, o sală care ne-a primit, chiar cu emoție vă spun, foarte, foarte bine. Cred că veți avea imaginile, vi le-am trimis, cu momentele noastre de pădurenesc, orăștie, interpreții noștri, suită de orchestră. Și aici vreau să mă opresc și să fac o paranteză, să le mulțumesc tuturor celor care au fost cu noi, vorbesc de colaboratorii noștri, colaboratorii ansamblului, de interpreți, de toată lumea care a făcut această deplasare, care nu este deloc ușoară, pentru că sunt aproape 15 ore de mers până la Chișinău, dar au dat dovadă de unitate, au dat dovadă că sunt și suntem o echipă care mergem cu drag unde mergem și spunem cu mândrie că venim din Hunedoara. Și dacă tot am ajuns la acest moment, tot timpul voi spune, pentru că este adevărul, fără Consiliul Județean Hunedoara și fără sprijinul acelor oameni, aceste lucruri nu se pot realiza. E bine că se pune accent pe tot ceea ce ține de cultură, artă și tradiție și pentru aceasta a fost cumva adus în atenția hunedorenilor și nu numai această ofensivă culturală, pentru că e, până la urmă, cum spuneam și la începutul emisiunii, face parte din trecutul fiecăruia dintre noi, dar și din prezent și viitor. Mai ține și de dumneavoastră, ca reprezentanții ai unor astfel de instituții, dar și de noi, cetățenii, cum fructificăm ceea ce ni se oferă până la urmă și cum reușim să ducem mai departe toate aceste tradiții. Și aici, dar și peste hotare, până la urmă. Sigur, trebuie să fim foarte sinceri. Probabil că sunt și persoane care se întreabă, dom'le, de ce este nevoie de atâta spectacol, deplasare, promovare, și e bine că sunt și astfel de voci, suntem o societate liberă, dar gândiți-vă la următorul aspect. Întotdeauna sportul și cultura au fost cei mai mari și cei mai buni ambasadori ai noștri. Ne uităm, noi ca și județ, tot timpul ne-am uitat cu admirație la județele care aveau astfel de ansambluri create, construite în urmă cu 40, 50, 60 de ani. Cine care lipsea fost, cumva, lipsea categorii. Județului Hunedoara un astfel de ansamblu? Care au dus faima acelor zone, dacă vorbim de Transilvania Baia Mare, de rapsozii botoșanilor, de junii de la Sibiu, de toate aceste ansambluri au avut același parcurs pe care îl dorim și vrem să-l realizăm și noi cu toate eforturile acum la 10 ani de când existăm ca și instituție. Și cum spuneam, cred că pentru orice persoană care gândește corect și normal, este o mândrie ca, uitându-se undeva la sute de kilometri distanță, să-și vadă consătenii, județenii, conaționalii și așa mai departe, exact, făcând cele ceva mai mari frumos. Scene. Adică cântec și joc din zona respectivă. Și mi-aduc aminte în 23 ianuarie când am fost la Cluj, într-un parteneriat cu cei de la Cluj, au venit foarte, foarte mulți, câțiva tineri care sunt studenți în Cluj și sunt din zona pădurenilor și erau în sală la spectacol și după spectacol au venit și mi-au spus, ne-am simțit extraordinar că aici în Cluj, în inima Ardealului, în centru universitar, noi am putut să vedem pe o scenă jocurile
noastre din și să spună satul cu mândrie, uite, sunt ai noștri, sunt așa, de la mine de acasă. Sunt niște momente, emoționante și spunem noi, sunt niște momente bune. Atât pentru promovare, da? Și dacă vorbim de promovare, vă dau exemplul târgului de turism de la Romexpo, unde în parteneriat cu celelalte instituții subordonate ale Consiliului Județean, și anul acesta s-a reușit o prezentare frumoasă a județului. Și când spun lucrurile astea... Ieșiți din tipar acolo când mergeți la târgul de turism, da, pentru că nu... Este altceva, sigur. Este altceva, exact. Se improvizează, pentru că nu este o scenă, este un stand unde sunt... fiecare instituție are partea ei de atribuții. Dar toate aceste lucruri contează pentru că până la urmă undeva scrie mare și se vede mare Hunedoara. Asta se dorește și cred că într-o foarte mare măsură aceste lucruri au reușit. Cum v-au primit frații de peste Prut în cadrul acestui spectacol? Spectacol care unește până la urmă, așa cum spuneam, lucru pe care mulți și-l doresc și dintre români și dintre cei din Republica Moldova, la fel cum probabil la fel de mulți nu și-ar dori acest lucru, dar este o altă discuție, probabil pentru o altă emisiune aceasta. În primul rând, ei sunt români. Că spunem Republica Moldova, că spunem Ardeal, până la urmă suntem cu toți români. Vorbim aceeași limbă, ascultăm și ne place aceeași muzică. Schimburile acestea de experiență, schimburi culturale, care au existat dintotdeauna și în perioada comunistă existau și aveau un rol foarte, foarte bun. Ne-au primit foarte bine. Ei, să știți, cu o anumită cenzură în vremea comunistă, ca... Aici probabil este elementul diferențiator. Da, în fine. Ne-au primit foarte bine pentru că acolo se iubește muzica, tradiția, jocul, cântecul și vreau să vă spun că sunt și cunoscători. Sunt oameni care ascultă muzică, cunosc foarte mult dintre interpreții noștri, știu foarte mult despre ceea ce facem noi, nu neapărat la nivel de județul Hunedoara, ci în întreaga țară. Își doresc foarte mult să poată, și am simțit lucrurile astea, să poată ajunge și la nivel economic, dacă vorbim, pentru că economic sunt anumite probleme acolo. Ne-au primit foarte frumos, veți vedea și reacțiile publicului la un moment dat în imaginile pe care le-am adus. Probabil că aceste schimburi vor continua și vreau să vă spun că în legătură cu acest parteneriat, noi avem în vară o tabără de creație adresată copiilor de la clasele de meșteșuguri, de tradiții, așa, și am avut și noi o clasă de la Chișinău invitată într-o tabără la George, pentru că o facem în județul nostru, așa, unde s-au prezentat niște copii micuți, 10-12 ani. Veniți din Republica Moldova. Da, da, pe care am avut ca oaspeți în această tabără, dar vă spun, m-au lăsat fără cuvinte în momentul când acei copii au pus mâna pe instrument și într-adevăr au dat dovadă. Deci au o pepinieră foarte bună acolo, da, din acest, da, punct, da, de vedere. Da, da, este multă dăruire la profesori, la cei care coordonează. Și probabil acestea că privesc cu mai mare seriozitate ceea ce, și cu foarte, ce fac și cu foarte muncesc multă, foarte mult. Da, da, cu multă dragoste pentru ce este al lor, pentru joc, pentru tradiție, pentru limbă, pentru tot ce înseamnă spirit românesc. Uneori suferința poate ne face să trăim altfel un act artistic atunci când îl vedem sau când, iată, învățăm să cântăm la anumite instrumente sau pur și simplu, nu știu, dansăm, pentru că și dumneavoastră v-ați prezentat acolo cu suite de dansuri, v-ați prezentat cu o orchestră care a fost așa, ca la carte, pregătită foarte bine pentru publicul de acolo și nu numai. Și vă invit acum și pe dumneavoastră, stimați spectatori, să vedeți o mică parte din dansul pădurenesc de data aceasta, iar mai apoi ne întoarcem în platou și continuăm discuțiile. Suntem nespus de bucuroși să-i avem astăzi aici. Ansamblul folcloric profesionist Răgan Muntean, dirijat de maestru George Câlțea, iar dansatorii coordonați de Cătălin Bălan.
în fața dumneavoastră, astăzi, vor evolua soliștii Ovidiu Olari, Bogdan Toma, Cristian Fodor și Ciprian Roman. În aplauzele dumneavoastră, emblema județului Hunedoara, ansamblul folcloric profesionist Dragan Muntean. Sunteți bineveniți! Am revenit, iată, mult entuziasm și din partea celor din orchestră și a dansatorilor, dar mai ales a publicului. Ropote de aplauze, domnule Roman. Da, vă spuneam că am fost bine primit și probabil când veți avea timp să difuzați și celelalte materiale, pentru că noi am preluat tot spectacolul și l-am fragmentat. Ele rulează, da? În timpul emisiunii. Pentru că așa cum vă spuneam, pentru un ansamblu profesionist, cum este ansamblul Dragan Muntean, ce reprezintă județul Hunedoara, este foarte important să și iasă din județ, să fie pe scene alături de alte ansambluri profesioniste sau în zone în care acei oameni nu au văzut pe viu niciodată această parte de spectacol. Pentru că una este să vezi la televizor și alta este să fii prezent în sală. Deci toate aceste lucruri pe care noi le-am gândit, pentru că acest titlu pe care îl vedeți pe ecran, Cântec de primăvară, de fapt este un eveniment aflat în calendarul meu de management, pentru că acest proiect de management, planul pe care l-ați exact, conturat și care este analizat în fiecare an în funcție de ce ți-ai propus, ce ai reușit, mai pe scurt, acest cântec de primăvară, într-un an poate să aibă loc la Deva, într-un an la Hunedoara. Iată că anul acesta ne-am răspuns invitației celor de la de Republica Moldova să ducem acolo acest proiect, mergând și pe ideea că mai sunt doar 5 săptămâni până la începerea festivalului Concurs Național Dragan Muntean, ce are loc la Deva. Și atunci am spus că mai este bine pentru noi ca acest lucru să-l facem, să-l dăm în Republica Moldova, 24 ianuarie la Cluj, 1 ianuarie la Alba, Festivalul Dragan Muntean este la Deva, pentru a avea cât mai multe ieșiri, pentru a fi în fața unui număr cât mai mare și diversificat de public.
încercăm să respectăm ceea ce ne-am propus, pentru că o instituție de genul acesta are programate o serie de evenimente, ele fiind niște evenimente destul de complexe care nu se pot organiza într-o săptămână. Atunci fiecare trebuie gândit foarte bine, cum acum știm exact când are loc Țebea, când are loc festivalul de la Păinița Voinii, când are loc festivalul Targotului, știm perioada când are loc Opera Night în județ, deci sunt gândite în acest mod. Deci acest eveniment cântec de primăvară din lista pe care v-ați propus-o în urmă cu câteva luni, o trecem la bifat, da? Un eveniment de succes. Este, asta vreau să spun, eu mi-aș dori nu doar să le bifăm, mi-aș dori să le realizăm în așa fel încât sălile să fie pline sau zonele în care se până acum ați reușit acest lucru. De fiecare dată. Pentru că, revin și spuneam, este modul cel mai bun și cel mai potrivit pentru a crește. Un ansamblu nu poate să crească decât prin astfel de prezențe și de manifestări. Sunt foarte importante și manifestările din mediul rural, când mergem într-un spectacol, într-o comună. Toate au importanța și rolul lor pentru că te adresezi și cetățenilor de acolo și cetățenilor din urbanul mare sau din străinătate. Doar că ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean, fiind unul relativ tânăr comparativ cu celelalte de care spuneați puțin mai devreme, cu toate acestea, vizibilitatea pe care o aveți în ultima perioadă este tot mai mare. Aprecierile venite din partea publicului, dar și din partea specialiștilor, să spunem, sunt tot mai bune. Feedback-ul pe care îl aveți este unul tot mai bun și probabil la fel de important în acest context. Da, vedeți, noastră, în... Vă și obligă la foarte multe, ce-i drept. Așa cum în sport, ca să facem o paralelă, sunt la nivel de țară anumite echipe, eu nu mă pricep foarte bine, trebuie să recunosc, sunt anumite echipe care joacă de ani de zile și la fel, la nivel de țară, nu există 42 de ansambluri, așa, sunt, nu știu, 10, 12. Între acestea există o concurență. Nu e un secret. Este o concurență. O concurență care, și foarte bine există, trebuie naște progres, pentru că acolo unde concurezi, tot timpul îți doresc să fii măcar locul întâi, dacă nu marele premiu. Și atunci toți oamenii implicați, că nu este vorba doar de mine sau de cei de la birou, vorbim de instrumentiști, de dansatori și de toată echipa aceasta a Centrului de Cultură și Artă. Ori mă bucur că ați sesizat și că ați spus aceste invitații care au venit, nu au venit în primul an sau al doilea an sau al treilea an, au venit de la colegi care conduc ansambluri renumite, care la un moment dat au spus ok, este momentul ca și cei de la Hunedoara pot fi primiți aici în ligă. Ori acest lucru este important. Eu evit să spun văd că sunt destul simt de modest în declarație atunci când vine vorba despre succesul, reușita pe care o au toți colegii dumneavoastră, indiferent că vorbim de dansatori, cei din orchestră sau dar soliștii, sunt meritele dumneavoastră. În spatele acestor lucruri este foarte multă muncă, deși nu pare. Ce faceți? Mergeți, dansați un pic, mai cântați, mai, nu știu, cântați la vioară, la acordeon și așa mai departe, se joacă și ei acolo. Lucrurile nu stau chiar așa. Este o muncă de echipă și... O muncă de foarte mulți ani. Da, am observat foarte mulți din instrumentiștii din județul Hunedoara sau oameni implicați în domeniu care ne susțin în mesaje, îi felicită pe colegii lor. Sigur, sunt unii și care nu sunt de acord cu, mă rog. Mai există acum, ca în orice alt domeniu, ca și în sport și, sau... Da. Vreau să vă spun, pentru că spuneați, mi-ați adus aminte, avem ocazia să colaborăm, să aducem și noi în ansamblul nostru instrumentiști din alte ansambluri. De ce? Sunt anumite zone care au specificul lor. Într-un mare festival, cum este Festivalul Drăgan Muntean, ai concurenți din toată țara. Atunci este foarte important să ai, nu știu, două sau trei viori, și aici maestru Câlței specialist, din zona de câmpie transilvană sau din, cum la fel, ansamblul Banatul
ne solicită aproape de fiecare dată când au ei marile evenimente câțiva din instrumentiștii noștri, pentru că simt altfel zona, este firesc că cei care activează într-o zonă anume, zonă folclorică, povestesc, simt zona lor. Dar, și atunci vă mai împrumutați așa din când aveste instrumentiști. Avem aceste schimburi și instrumentiști de la noi merg și activează la colaborare în alte ansambluri folclorice și de la alte ansambluri, de exemplu la Chișinău am invitat colaboratori de la ansamblul Mureșel, pentru că ei stau foarte bine la instrumentele cu coardă, țambal de la Doina Gorjului, contrabas colegii de la Alba și am realizat foarte bine orchestra. O echipă și de aia țin încă o dată să le mulțumesc pentru că acești oameni colaborează de 10 ani cu noi și deja sunt parte din vă echipa. Vă tot măriți familia, cum se spune, nu? Da, și am observat că acești oameni vin cu mare drag și se alătură ansamblului nostru și noi asigurăm de fiecare dată de respectul nostru, de prețuirea noastră, pentru că sunt oameni care vin de la sute de kilometri și imediat când coboară din autoturism, intră în programul de cantonament, ca să-i spun așa. Ceea ce nu este deloc ușor, cu siguranță, nici pentru ei și nici pentru dansatori, probabil, oricât de multe repetiții au în spate și cât de bine cunosc ceea ce au de făcut, să fie așa mereu în priză, cum se spune, cred că e... Nici un eveniment nu seamănă cu următorul. Tot timpul apare elementul așa de surpriză, să spunem, și din acest punct de vedere. Orchestra, cum spuneam, destul de generoasă și după cum se vede și în imagini, ați fost cu toată echipa acolo, cei mai buni dintre cei mai buni, nu? Da, am deplasat 47 de oameni. E foarte mult. Pentru că contează foarte mult imaginea care rămâne în urmă. Nu cred că e locul și momentul să spunem, nu, mergem doar 43, că... Da. Și în ceea ce privește dansatorii, pentru că am văzut puțin mai devreme oameni pregătiți cu adevărat și aici, în spatele acestor dansuri pe care le vedem, nu știu, preț de 5, 7, 10 minute pe scenă, stă foarte multă muncă. Iarăși mă bucur că mi-ați adus aminte și e foarte bine. Colectivul de dansatori a început acum 10 ani sub coordonarea lui Mircea Resiga, un om deosebit căruia îi voi mulțumi mereu și voi spune tot timpul că Mircea Resiga semnează majoritatea coreografiilor acestor suite de dans. Astăzi, coordonatorul colegilor de acolo, cel care se ocupă de coreografie și de segmentul acesta, este Cătălin Bălan, un tânăr extrem de implicat în trup și suflet acolo, da? Pentru... Pentru că atât dirijorul cât și coregraful, pe lângă faptul că trebuie să fie bun profesioniști pe partea muzicală sau coregrafică, trebuie să fie și lideri. Oameni care știu să adune în jurul lor, să gestioneze situații, pentru că lumea artistică, fie că vorbim de instrumentiști, dansatori, soliști vocali, este o lume aparte, unde există și acolo animozități, mai există simpatie, dar toate aceste lucruri se întâmplă până la acea perdea la scenă. De acolo încolo ele trebuie să dispară. Și aici este marele merit a unor oameni din jurul nostru care știu să gestioneze și astfel de lucruri. Elementul de implicare. Am avut colegi care au făcut deplasarea la Chișinău cu autoturismele proprii pentru că au fost nevoiți să ajungă în țară mai repede decât noi și nu a fost foarte ușor pentru Bogdan Toma, de exemplu, sau colegul Pintilei sau Lucaci sau Stăncioi să vină la Chișinău să dea spectacolul și un imediat după 15 ore aproape, și imediat după spectacol să urce la volan și să vină până acasă. Da. Așadar, cine spune că viața de artist este ușoară, cred că se înșeală. Sau ar trebui probabil să-i luați cu dumneavoastră într-un turneu sau așa două săptămâni, o lună, să vină de fiecare dată pe drumuri cu dumneavoastră, să fie și apți și întotdeauna să se prezinte impecabil în fața publicului. Sigur, sunt eforturi și încă o dată
îi apreciez pe acești oameni, mare parte din ei tineri, foarte tineri, dar și oameni care sunt la vârsta de 50-60 de ani și care depun același efort. Și noi avem situații când, iată, colegul de la Țambal a avut o problemă cu piciorul. Dau un exemplu care se întâmplă. Ori este foarte greu să stai 4 ore în scenă în momentul când, și să ai un instrument pe care trebuie să-l gestionezi timp de 4 ore, sau 3 ore, sau 2 ore. Continuu, probabil. Da, având o problemă de sănătate. Și aici, ca să fac o paranteză, la segmentul viorii, o vioară poate ieși la un moment dat din scenă, apă, niciodată nu poate pleca din scenă cel de la țambal și contrabas. Nu pot pleca, deci ei trebuie să stea în scenă, indiferent ce se întâmplă în acele ore. De unde și vorba, arta cere sacrificii, nu? Iată aici un caz concret. Cum ar fi, așa în câteva cuvinte, să definiți ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova de data aceasta? În primul moment a fost o chestie de suflet. Să știți că chiar am simțit, folosim aceste sintagme, frații noștri, care au cam așa, nu, chiar am simțit emoție, bucurie. Când discuți cu acei oameni, îi simți că, deși suntem două țări diferite, dar suntem același popor. Simți acea emoție și vreau să fac din nou o paranteză. Noi am plecat în data de 2, respectiv sâmbătă, înainte de a ne îmbarca în autocar, oficialitățile de acolo ne-au spus că în aproximativ o oră are loc o ceremonie în parcul central din Strășeni, unde au un monument ridicat în cinstea eroilor căzuți în războiul transnistrian, care exact în 2 martie, deci în 2 martie se împlinesc 30 de ani de când a izbucnit războiul transnistrian, unde foarte mulți dintre oamenii din acea zonă și-au pierdut viața. Și am asistat, la un moment au apărut niște bărbați, 50 un pic de ani, de fapt erau veterani din război. Din război, oameni care au suferit foarte mult atunci, deși au trecut 30 de ani, încă au lăsat urme adânci acele momente. Și am stat tot ansamblu, am amânat plecarea cu aproximativ 2 ore pentru a depune și noi o floare la acel monument. Am asistat la discursurile și ce s-a spus despre acele momente pe care nu mai vrea nimeni în lumea asta să le trăiască. Toată lumea trebuie să vorbească într-un glas despre pace, despre liniște. Și dacă toți banii care sunt alocați la nivel mondial pentru războaie ar fi alocați pentru pace cu adevărat, lucrurile ar fi cu totul și cu totul altele. Da, și am considerat normal și firesc toată delegația română, dacă ei ne-au primit atât de bine la 1 martie, când e mărțișorul, bucurie, primăvară, chiar dacă întârziem, să stăm și noi acele 2 ore în semn de respect, până în semn la urmă, de respect, da. Și vreau să vă spun și pot confirma și colegii care au fost acolo că au fost niște momente extraordinar de emoționante, copii care probabil sunt nepoții sau nepoții celor căzuți în Transnistria, care au venit și au creat un moment artistic cu această temă a păcii, a respectului pentru cei care au căzut apărându-și țara. Și nu vorbesc prostii, oamenii chiar au căzut acolo apărând ideea de libertate a Republicii Moldova, ideea de tradiție, de suveranitate și așa mai departe. A fost într-adevăr emoționant și vorbeam și cu colegii pe autocar în coace, cât de bine am făcut că am rămas la acele momente. Cu siguranță ați înțeles mult mai bine anumite lucruri. Această înfrățire, în mod normal, este o chestiune bilaterală. Să înțeleg că în viitorul apropiat îi vom primi, îi vom avea ca oaspeți și pe cei din raionul Strășeni, aici în județul Hunedoara? Din delegația română a fost condusă de vicepreședintele Alin Țambă. Sigur, aceste discuții au loc între oficialitățile celor două regiuni, județul și raionul.
Eu nu pot să vă spun când, cum, pentru că... Dar este posibil să-i avem ca invitat. Cu siguranță acest lucru se va întâmpla. Nu știm când și sub ce formă, pentru că atunci calendarul nostru de acțiuni trebuie un pic adaptat la nu de alta, dar să ne bucurăm și noi de cu siguranță astfel de spectacol aici la noi acasă, cum se spune. Și anunțăm la momentul potrivit, sigur. Cu siguranță vă vom avea din nou invitat și ne veți spune în detaliu atunci când veți ști exact ce se va întâmpla. Mai avem, cred că vreo 7 minute din această emisiune și vreau să povestim puțin și despre acest festival renumit deja, Festivalul Drăgan Muntean, de care ați amintit puțin mai devreme. Lucrurile încep deja să se agite, cel puțin în rândul celor care își doresc să participe la acest festival concurs și nu numai. Și sunt persoane care m-au întrebat și seară, undeva, când are loc Festivalul Concurs Drăgan Muntean. Și nu întâmplător. Festivalul Concurs aflat la cea de-a 11-a ediție, sper să nu greșesc din cauza oboselii, are loc în perioada 17-19 aprilie, adică ziua de 17, ziua de preselecție, 18 este ziua de concurs și 19 este ziua de gală. Ca în fiecare an, are loc la Teatrul de Artă din Deva. Noi vom scoate afișul și invitațiile la momentul potrivit când le punem la dispoziție. Specialiștii, pentru că acest festival a crescut foarte mult datorită specialiștilor pe care am adus în juriu de fiecare dată. Și de la an la an ați adus oameni de vază, fiecare, să spunem. În fiecare an eu am ținut morțiș ca din juriu să facă parte doar specialiști. Adică, cum este și firesc la un festival cu asemenea greutate să nu existe loc de interpretări, să spunem. Nu. Trebuie să avem așa președinte de juriu, Elize Stan. Este cea mai potrivită exact, persoană care este absolvent de conservator și are experiența în televiziunea română a atâtor generații care au trecut pe acolo. Apoi, chiar dacă sunt mai puțin cunoscuți, sunt în radiourile publice niște oameni foarte pregătiți, cum este Radio Timișoara, unde Daniela Băcile este realizator de emisiuni, dar este absolventă de conservator, deci da? Ce avem Radio România, Antena Satelor, Ileana Vieru și colegele domniei sale sunt absolvenți de școli de muzică pe bune, care pe lângă faptul că știu când îl jurizează pe acel tânăr ce fac acolo, ne-au ajutat foarte mult și în promovare, pentru că nu este ușor ca un astfel de festival să fie promovat pe Radio România, Antena Satelor, pe TVR, pe Radio Timișoara și așa mai departe. Deci două aspecte care au contribuit foarte mult la creșterea acestui festival. Cu atât mai mult cu cât acest festival se adresează tinerilor între 18 și 16-30 și din țară, dar cred că și din străinătate pot să participe sau Republica Moldova, se cântă în română. Da, poate avem tineri care sunt plecați categoric în străinătate și își doresc să participe la acest festival concurs. Dacă vorbim de cei plecați, de românii noștri plecați. În fiecare an, și sunt convins că și anul acesta, noi am lansat deja regulamentul și perioada de înscriere. În fiecare an am avut tineri foarte talentați și cred că foarte mulți oameni care ne urmăresc știu că au fost prezenți și așteptăm și în acest an. Tineri din toate colțurile țării. Au fost din Telurman, din Suceava, din Constanța, Tulcea. E foarte greu să aduni concurenți la un festival dacă el nu ar fi atât de apreciat. Pentru că și acești tineri concurenți trăiesc totuși într-o lume unde au acces foarte mare la informație și află foarte repede. Mergem acolo, are rost sau stăm acasă? Și ne-am bucurat de mare participare și de prezența unor voci foarte bune. Să știți că juriul are o sarcină foarte grea la preselecție, din 80 să lase 25, cât, pentru că sunt foarte mulți care merită să rămână, dar rămân chiar cei mai buni dintre... Dar faptul că vin tineri, majoritatea lor, foarte bine pregătiți, spune multe despre acest festival și seriozitatea cu care ei privesc acest concurs. Așa este, pe de o parte, pe de altă parte, toți sau aproape toți,
care de-a lungul celor 11 ani au fost în gală ca și premianți, sunt astăzi nume cunoscute ale scenei. Deci au plecat din acest festival, că până la urmă asta e scopul pentru care se să aibă o mai mare vizibilitate, să fie promovați mai bine până la urmă. Sigur, și pe lângă promovarea lor, pentru că, vă spuneam, asta este scopul, este și promovarea noastră, a ansamblului, a județului, pentru că trebuie să se știe unul dintre festivalurile mari și grele din țară, unde este? La Hunedoara, în județul Hunedoara, la Deva, îl facă ea de la Centru de Cultură cu sprijinul extraordinar al Consiliului Județean. Aceste lucruri sunt lucruri adevărate care se întâmplă și pe care noi ne bucurăm. Pentru că acești tineri, când pleacă în țară, acasă la ei, în comună, în orașul, în ansamblul de unde vin ei, povestesc și trebuie să spună lucruri frumoase despre noi. În 11 ani sau cel puțin 7 de când organizez eu, n-a fost niciodată vreo contestație la juriu sau la... Lucru care se mai întâmplă, da, la alte concursuri. Au acest drept, pentru că eu am cerut de fiecare dată membrilor juriului, după ce se termină preselecția, să le stea la dispoziția celor concurenți și să le explice, să înregistrează camere de luat vedere, reportofon, de ce au fost respinși. Adică acel tânăr când pleacă cu un gust amar, asta e... Da, dar știe unde mai are de lucrat, știe ce a greșit, da, știe, da, ce trebuie să îmbunătățească. Și onorații membri ai juriului, i-am rugat ca după ce se termină preselecția, dacă din cei 40 care pleacă, 10 doresc să afle de ce pleacă și chiar e bine să facă acest lucru, să meargă și să întrebe. Stimată doamnă, stimate domn, unde e problema? Și se spune, acolo ai probleme de respirație, acolo ai versuri care nu-s de acolo, și au fost cazuri când au pățit într-un an acest lucru, s-au ambiționat, au venit în al doilea an și au oprit. Și s-au întâlnit, de mult contează... s-au întâlnit cu același membru al juriului și i-a spus, să știți că s-a avut dreptate. Și am lucrat, am îmbunătățit și atât care sunt rezultatele. Da. Nu știu, eu am impresia că probabil ați trăit la un moment dat, la începutul carierei, astfel de situații în care poate nu v-a spus cineva unde ar trebui să îmbunătățiți și tocmai de aceea ați luat această decizie de a-i sprijini astfel, și astfel pe acești tineri. Am trăit și eu ca tânăr, interpret acele perioade, mult mai grele, pentru că... când eram eu tânăr și participam la festivaluri, nu prea mergeai cu autoturismul propriu. Când erați la început de carieră, că tânăr sunteți și acum. Da, mulțumesc. Erau trenuri, autobuze, distanțele erau destul de mari, iar premiul de cele multe ori consta într-o vază sau o diplomă sau... Nici măcar drumul înapoi spre casă, nu? Da, acele au fost vremurile, iată ce rezultate ați avut și poate că uneori greutățile ne fac să fim mult mai puternici și să știm să ne organizăm și să muncim mai mult pentru visul nostru, lucru care de asta ar trebui să țină cont foarte mulți tineri și din zilele noastre. Suntem la final de emisiune, dar dacă ar mai fi ceva de adăugat, vă mai dau câteva secunde. Sigur, sunt foarte multe lucruri pe care le avem de realizat. N-am apucat să povestim despre faptul că suntem în anul omagial sau anul bicentenar Avramiancu, pentru că mi-a scris un profesor din Arad, profesorul Cristea, 83 de ani, mi-a trimis o scrisoare în care mă ruga, dom'le, vorbesc cu unii, anul Avramiancu, anul care. Deci trebuie făcut această precizare. Pentru toți cei care vin în platouri de televiziune, dau interviuri să... Și omul la 83 de ani avea, i-am și răspuns, i-am făcut o scrisoare de mulțumire și i-am trimis-o, pentru că nu doar 200 de ani de la nașterea lui Avramiancu, sunt 150 de ani de la Revoluția, vă pot da o listă întreagă cu aceste evenimente, unde de asemenea Centrul de Cultură are pregătit sau lucrăm la anumite evenimente legate de data aceasta de ceea ce vă spuneam. Sunt convinsă că într-o altă emisiune vom dezvolta acest subiect, pentru că este important, dar este și mai important să știm exact, corect,
cum trebuie să, sau ce se întâmplă în acest an, de ce anul omagial pentru Avram Iancu, și aceste informații cred că vin cel mai bine de la specialiști și de la cei care și organizează în acest an diferite evenimente menite să aducă în atenția dumneavoastră personalitatea și nu numai al lui Avram Iancu. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Probabil că ar fi trebuit să facem această emisiune de vreo 2-3 ore, nu de 45 de minute, pentru a putea acoperi tot ceea ce s-a întâmplat și în Republica Moldova, dar și să vorbim puțin și despre proiectele pe care le aveți în acest an, dar sunt convinsă că vor mai fi ocazii să vă avem aici invitat. Vă mulțumesc încă o dată, mult succes să aveți în continuare cu toate proiectele pe care le aveți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!